Vara a trecut și sunt convinsă că nimeni nu a ratat măcar câteva sesiuni de stat la plajă. Din păcate, soarele și căldura au și efecte nedorite, mai ales pentru tenul nostru. Fie că vorbim despre por dilatat sau pete, riduri accentuate și puncte negre, toate pot fi rezolvate rapid și ușor cu un peeling laser de ultimă generație. Hollywood Spectra Peel este un peeling cu carbon pe care toate celebritățile de peste ocean îl iubesc, pentru că redă tenului luminozitatea rapid și nu necesită perioadă de recuperare ca în cazul altor terapii laser. Majoritatea vedetelor de la Hollywood, unele au recunoscut, altele nu au recunoscut, apelează la o intervenție laser de înaltă tehnologie, care se numește Hollywood Laser Peel. Este un tratament laser revoluționar de tip non-invaziv și fără durere, cu efecte vizibile imediat, care permite abordarea eficientă și rapidă a variatelor probleme ale pielii, fără efecte secundare și fără perioadă de recuperare. De ce este așa de celebră la Hollywood? Pentru că este un rezultat de tip wow instant. Practic, imediat după intervenție, pacientul constată o piele mai luminoasă, o piele mai strălucitoare, reducerea dimensiunilor porilor. Pielea este mai elastică, mai tonică. Practic, după câteva zeci de minute, se obține astfel de beneficii. Spectra Laser Peel are mai multe etape stabilite pe bază științifică și care, în final, conduc la obținerea unui efect imediat. Ca orice intervenție laser, ea presupune un consult medical de specialitate înainte, pentru că sunt o serie de, aicem, contraindicații. Respectiv, nu avem voie să facem la o femeie însărcinată sau la o femeie care alăptează, sau nu avem voie să facem la o persoană care a avut în antecedent o formă de cancer de piele, sau la o persoană care are alte probleme de sănătate. Legat de laser, sunt o serie de mituri. Respectiv, laser nu se face vară. Greșit. Aceste intervenții laser se pot face de la 1 ianuarie până la 31 decembrie. Sau laserul este dureros. Nu. Veți vedea. Pacienta vine, își curăță fața, aplicăm soluția de carbon, soluție specială de carbon, ne apucăm de intervenție, iar după intervenție, cum le spun eu pacientelor mele, puteți pleca direct la restaurant. Procedura este rapidă, durează aproximativ o oră, de aici și denumirea foarte sugestivă de lunchtime procedure, adică procedură care se poate face în pauza de masă. Primul pas este aplicarea acestei soluții speciale de carbon. Această soluție specială de carbon are dimensiuni foarte, foarte mici, care permit pătrunderea în profunzimea pielii. Acolo ce fac? Se vor lega de bacterii, de sebum, de impurități, de celulele moarte. Ulterior, venim cu primul pasaj de laser și activăm acest carbon, care se lipește. Ulterior, vom veni cu un laser special în domeniul Q-switch, respectiv durata extrem de mică a pulsului, nanosecunde, care va determina, cu niște ghilimele, explozia particulelor de carbon care pleacă cu bacteriile, care pleacă cu impuritățile, care pleacă cu sebumul respectiv. Căldura determină activarea și anumitelor fibroblaste. Aș vrea să vedeți aceste fibroblaste ca niște fabrici, ca niște uzine, care produc colagen, care produc acid hialuronic, care produc fibre de reticulină, care produc fibre elastice. În aceeași procedură, acționăm pe mai multe niveluri, tocmai datorită faptului că metoda este complexă. Rezultatul este spectaculos chiar după prima ședință. Dar, având în vedere că pielea noastră se schimbă, epidermul se schimbă la 4 săptămâni, primul pas este obținerea unui epiderm nou. Și acesta se face prin 3 ședințe, la un interval de 2-3 săptămâni, iar după aceea se recomandă către o ședință de întreținere între 3 și 6 luni. În România este mai ieftin decât în afară. Deci când s-au făcut prețurile, am plecat de la prețul din afară și am aplicat o reducere undeva la 30%.